Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rămâi pe roată. El a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Ieremia, capitolul 18, versetul 4. În timp ce te afli pe roata olarului, gândește-te și la următoarele două lucruri. Întâi, planul olarului și plăcerea lui sunt ceea ce contează. El are dreptul să te transforme în ceea ce dorește. Ceea ce contează cel mai mult este ca planul său și voia lui să se împlinească în viața ta. Îți poți imagina o discuție între olar și lut despre ce ar dori lutul să devină? Nu. Numai olarul are înțelepciunea de a lua acea hotărâre. Așa că în loc să te lupți cu voia lui Dumnezeu, bucură-te că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Și un alt lucru la care să te gândești în timp ce te afli pe masa olarului, olarul nu se va opri până nu își va termina lucrarea. Lucrarea lui Dumnezeu ar fi mult mai simplă dacă am fi niște bucăți de lut fără viață. Dar noi suntem lut animat de propria noastră voie. Iar noi vrem ceea ce vrem și când vrem. Cu toate acestea, în loc să ne facă pe plac sau să renunțe la noi, olarul continuă să ne modeleze și să ne remodeleze zi după zi, până când în cele din urmă începem să căpătăm forma pe care el o poate folosi spre slava sa. Lucrul acesta necesită uneori acțiuni radicale din partea sa. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului, atunci el a făcut un alt vas. Cum i-a plăcut lui să-l facă? Am recitit versetul 4 din Ieremia 18. Dumnezeu dorește atât de mult să-și atingă obiectivul în viața ta, încât nu se dă bătut, chiar dacă asta înseamnă să te lase să fii zdrobit și să reia procesul de la capăt. Așa că ai răbdare și rămâi pe roată. Ceea ce are în plan Dumnezeu pentru tine merită lucrul acesta.